numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, astăzi îi pomenim pe Sfinții, slăviții cu lăudații apostolii Petru și Pavel. 29 iunie, anul 67, amândoi și-au dat viața aceasta trecătoare pentru viața veșnică, fiind uciși la Roma pe timpul împăratului Nero. Dar biserica îi pomenește astăzi pe cei care sunt coripei apostolilor, cei mai întâi pe scaun șezători, Petru și Pavel. Petru, cel care a fost numit Simon mai înainte, pleacă din lumea aceasta ca martir, fiind răstignit pe o cruce, asemenea Mântuitorului, dar el nu a acceptat să fie răstignit cu capul în sus pe cruce, ci a cerut să fie răstignit cu capul în jos. A murit așadar printr-o moarte de sclav la Roma, la porunca împăratului Nero. Sfântul Apostol Pavel, cel care înainte se numea Saul și care era și cetățean roman, a beneficiat de bona mors, adică de o moarte bună, nobilă, a fost decapitat cu sabia. Ziua aceasta, 29 iunie, îi leagă pe cei doi prin sfârșitul mucenicesc. Îi leagă de asemenea foarte multe, dar îi și deosebesc câteva aspecte pe cei doi mari apostoli. Mai întâi câteva deosebiri. Sfântul Apostol Petru, așa cum spuneam, s-a numit mai întâi Simon, era fiul lui Iona, vorbea dintr-o familie de pescari. Fratele său, cel întâi chemat Andrei, cel întâi chemat la apostolie, era tot pescar. Era mai tânăr și împreună cu Sfântul Ioan, evanghelistul, sunt primii chemați la apostolie de Mântuitorul Hristos. Simon era un om simplu, un pescar răbdător, priceput, învățat cu greutățile vieții, unul care a învățat să rabde mult până să prindă peștele, unul care s-a luptat cu valurile mării și cu furtunile de pe mare, unul care a fost chemat ca din pescar de pește să fie pescar de oameni. Mântuitorul îl cheamă și îi spune, de acum vei fi pescar de oameni. El lasă totul, era căsătorit, avea soția, avea o soacră pe care Hristos, Mântuitorul, a vindecat-o de friguri. Și l-a urmat pe Hristos în cei 3 ani și jumătate de misiune publică și apoi, după pogorârea Duhului Sfânt, a devenit un mare misionar al Bisericii, un mare păstor de suflete, care a ajuns, așa cum ați auzit, până la Roma, unde a murit ca martir. Sfântul Apostol Pavel, mai întâi s-a numit Saul, provenea din Tarsul Ciliciei, era un evreu învățat, un erudit, am putea spune, unul care a studiat legea Vechiului Testament la cele mai înalte școli ale timpului său, a ucenicit la picioarele lui Gamaliel, cel mai mare învățat al evreilor din timpul acela. Deși a fost contemporan cu Mântuitorul Iisus Hristos, nu l-a cunoscut în trup, dar
cronia dumnezeiască a rânduit să-L cunoască în Duhul pe Hristos cel înviat și înălțat la ceruri. Saul din Tars a fost convertit de Hristos într-un mod dureros. Aceasta pentru că el, Saul, a prigonit mai întâi Biserica lui Hristos, a participat la uciderea cu pietre a lui Ștefan, primul mucenic al Bisericii, a legat în lanțuri pe creștini și a dus la judecat în Sinedriu și pornind spre Damasc cu aceeași misiune să îi prindă pe cei care îl mărturisesc pe Hristos, să îi lege cu lanțul și să-i aducă spre a fi judecați și condamnați la Ierusalim de către mai mari poporului, s-a întâlnit cu Hristos într-o lumină, într-o lumină vorbitoare la miaza zilei, lumină care i-a vorbit așa: Saule, Saule, de ce mă prigonești? Cine ești, Doamne? A întrebat Saul. Eu sunt Iisus pe care Tu îl prigonești. Ce să fac? Ți se va spune. A căzut de pe cal în pulberea din fața cetății Damasc și a rămas orb 3 zile, 3 nopți. Păi a fost botezat de către Anania, ucenicul Domnului, s-a încreștinat și a început să-L mărturisească pe Hristos ca fiind Fiul lui Dumnezeu, intrând astfel într-un conflict, un conflict pe viață și pe moarte cu evreii, a scăpat fiind pus într-un coș și a trecut dincolo de pereții cetății Damasc și apoi 3 ani de zile a pusnicit în Arabia, apoi s-a întors la Ierusalim și a cunoscut pe apostoli și a fost primit în rândul apostolilor. Așadar, o mare deosebire între cei doi vedem, dacă Petru, un om simplu pescar, un om care a primit credința din foarte sincer și foarte profund, iată că Saul, un om învățat, un om care cunoștea pe semne cel puțin 3 limbi străine, ebraica sau aramaica, care era un dialect, greaca și latina, un om care era rabin, unul dintre farisei, un om care a prigonit la început biserica, dar apoi a devenit cel mai mare misionar al bisericii. Acestea ar fi deosebire între cei doi. Sigur că există deosebiri și de temperament. Am văzut deosebiri de profesie, dacă vrei, și de cultură. Erau temperamente diferite, dar totuși amândoi foarte râvnitori pentru legea lui Dumnezeu, fiecare în felul lui. Petru, în simplitatea lui, iar Saul, atât de cufundat era pentru studiul legii lui Dumnezeu și pentru practicarea tradițiilor ebraice, încât el nici nu l-a cunoscut pe Hristos, deși a fost, cum vă spuneam, contemporan cu el. Dar sunt și mari asemănări între cei doi apostoli. Amândoi și-au schimbat numele. Că poate vă întrebați de ce îi pomenim doar pe ei doi, deși sunt 12 apostoli și cu Pavel 13. Amândoi au avut un alt nume. Petru a avut numele Simon, iar Pavel, Saul, i s-a schimbat numele de către Dumnezeu. Mântuitorul Iisus Hristos i-a zis lui Simon: tu te vei numi Chefa, adică Petru, iar Saul s-a numit Pavel după convertire. Asemănări, amândoi, acești mari apostoli, au fost oameni ai pocăinței și dascăle ai pocăinței. Amândoi au greșit înaintea lui Dumnezeu mult, dar s-au recuperat îndată, s-au pocăit și au fost reprimiți de către Dumnezeu în demnitatea supremă pentru un om de apostol. Demnitatea, sigur, într-o slujire.
Evanghelia care s-a rânduit astăzi la pomenirea celor doi apostoli ne relatează despre un mare dar pe care Dumnezeu îl face lui Petru și de o mare mărturisire a lui Petru ca temei al bisericii. Despre ce este vorba? La un moment dat Mântuitorul întreabă pe ucenici: cine zic oamenii că sunt eu, Fiul omului? Și Petru, care era și mai în vârstă și mai impulsiv și mai răbditor, dar și mai însuflețit de Harul Duhului Sfânt, a răspuns: unii, Doamne, zic că ești Ioan Botezătorul, alții că ești Ilie, alții că ești Ieremia, sau unul dintre proroci. Dar voi cine ziceți că sunt eu? Și Petru a răspuns, și notați ce a răspuns: tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu cel viu. Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu cel viu. Și atunci Mântuitorul îi spune: și eu spun ție, tu ești Simon, dar de acum vei fi Chefa, adică piatră. Asta înseamnă Chefa, Petru, piatră. Și pe această piatră voi zidi biserica mea. Adică pe mărturisirea lui Petru, pe el. Pe mărturisirea lui Petru că Iisus este Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu. Voi zidi biserica mea și porțile iadului nu o vor birui. Vedeți, este semnificativ acest nume Petru. În limba greacă se spune o Petros. Iar când Hristos spune că pe această piatră voi zidi biserica mea, e Ipetra, care înseamnă stâncă. O Petros înseamnă o pietricică, mă rog, o piatră pe care o poți lua dintr-un loc și o poți asvârli. O poți mișca. Că Petru s-a tot mișcat prin toată Asia până a ajuns la Roma și a murit ucenic. Dar Ipetra, pe această piatră, pe această mărturisire că eu, Iisus, sunt Fiul lui Dumnezeu cel viu, voi zidi biserica mea și porțile iadului nu o vor birui. Și apoi îi spune despre darul pe care îl dă lui Petru în biserică. Și îți voi da ție cheile împărăției cerurilor. Și oricât te vei lega pe pământ, va fi legat și în cer. Și orice vei dezlega pe pământ, va fi dezlegat și în cer. Cheile, dacă ați observat, că Petru este înfățișat în icoană cu două chei. Nu cu o cheie, cu două chei. Cheile împărăției cerurilor. Care sunt cele două chei? Tâlcuiesc Sfinții Părinți. Pocăința și iertarea. Adică cei care se pocăiesc de păcatele lor sunt iertați de Dumnezeu în taina spovedaniei. Dar cei care nu se pocăiesc de păcatele lor sunt legați de către apostoli și de către urmași. Oricât te vei lega, va fi legat și în cerul. Orice vei dezlega pe pământ, va fi dezlegat și în cerul. Vedeți ce înseamnă taina spovedanii? Înseamnă doar o mărturisire cu gura. Ia să spui la spovedanie ce ai făcut. Asta nu înseamnă că ai primit iertare. Nu. Pentru că nu transformi spovedania într-un mecanism. Spui ceva și primești ceva. Nu suntem niște mecanisme. Suntem niște oameni vii, niște persoane care avem conștiință și avem credință. Avem libertate. Pocăința înseamnă regret profund pentru păcat și dorință fierbinte de a nu mai săvârși. Doar atunci iertat păcatul. Altfel degeaba îl spui. Îl spui ca la procuror, îl spui ca la tribunal, îl spui ca să-l spui, îl spui ca să ca să te amăgești că ți-ai făcut conștiința că ai spus păcatul, te înșeli amarnic. Cheile împărăției cerului sunt două. Pocăința și iertare. Așadar, iată despre ce ne vorbește Evanghelia, ne vorbește despre Sfântul Apostol Petru. Despre mărturisirea lui. Mărturisirea că Hristos, Iisus, este Fiul lui Dumnezeu cel viu. Apostolul rânduit pentru această zi ne vorbește despre viața Sfântului Apostol Pavel, care mai înainte a fost Saul și care după convertirea aceasta dureroasă de la porțile Damascului, devine apostolul neamurilor în special.
gura lui Hristos sau vocea lui Hristos, mă numesc Sfinții Părinți. Deci a Sfântul Ioan Gură de Aur, care spune Sfântul Ioan Gură de Aur, ai văzut puterea Harului lui Dumnezeu, cum a pus lupul pasnic la oi, cum a chemat un lup să păzească și să înmulțească oile. Așa s-a întâmplat cu Pavel. Pavel, auzind vocea aceea dumnezeiască care vorbea, Saule, Saule, de ce mă prigonești? Saul prigonea pe creștini. Dar Hristos spune, de ce mă prigonești pe mine? Saul lovea în creștini, dar suferea Hristos. Cuvântul creștin vine la Hristos. El, Saul, lovea în trupul tainic al bisericii și durerea se articula în cap. În capul bisericii care e Hristos. Deci, de ce mă prigonești pe mine? Atunci când lovești într-un creștin, tu, Saul, mă lovești pe mine. Cine ești, Doamne? Dar înainte să întrebe cine ești, Doamne, Hristos i-a mai spus ceva. Greu ți este să lovești cu piciorul în țepușă. Adică atunci când lovești în adevăr, și să înțelegem cu toții, când lovești într-un om drept, într-un sfânt, și adesea sfinții au fost loviți și omorâți. Tu pe tine te omori. Tu în tine lovești. Adevărul te apără că El e Hristos. Pe Cel care mărturisește pe Hristos. Deci, cine ești, Doamne? Întreabă Saul. Eu sunt Iisus Hristos pe care Tu îl prigonești. Ce să fac? Ce să fac? Mergi în Damas, ți se va spune. Și așa cum v-am spus, putem ști în Cartea Faptele Apostolilor, Saul de acum se va numi Pavel și Pavel va fi vas ales. Așa i-a spus Dumnezeu lui Anania. Anania s-a speriat, s-a înfricoșat când i s-a spus, vezi că a venit cineva care se numește Saul din Tars, trebuie să-l primești, să-l botezi. Doamne, dar acela a venit cu mandat de arestare, de încătușare și de condamnare, de ucidere a creștinilor. Nu, deja e alt om. De acum el va fi un vas ales, notați cuvinte extraordinare, un vas ales, va fi acest Saul, Pavel, care va purta numele meu, ca un vas va purta numele meu, înaintea neamurilor, înaintea regilor și împăraților, înaintea fiilor lui Israel. Deci Saul din Tars devine apostolul Pavel, care și el mărturisește dumnezeirea Mântuitorului. Dar vă spuneam de pocăință. Amândoi s-au pocăit. Toată viața Petru s-a pocăit. Toată viața Saul din Tars, acum apostolul Pavel, s-a pocăit. De unde vedem aceasta? Păi gândiți-vă la Petru sărman. După ce a spus tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, Hristos a vorbit despre răstignirea, moartea sa și învierea sa. Și atunci Petru a spus, Doamne, să nu ți se întâmple una ca aceasta. Adică ca tu să mori. Și atunci îi spune Mântuitorul, mergi înapoi a mea, Satano, zminteală miești. Dacă mai înainte îi spusese că nu trup și sânge ți-a descoperit ție că eu, Hristos, sunt Fiul lui Dumnezeu, acum îi spune, extraordinar, mergi înapoi a mea, Satano, zminteală miești, că nu cucești cele ale lui Dumnezeu și cele ale oamenilor. Vedem așadar, iubiți credincioși, un lucru extraordinar. Petru, care a fost numit inspirat de Hristos, la câteva minute, poate nici măcar câteva minute, e numit Satană. Prin el vorbea diavolul. Cât de labil era Petru încă. Atât de labil s-a dovedit mai ales în clipa prinderii lui Iisus în grădina Ghețimanii. Când în primă instanță și-a arătat impulsiv curajul, după care a cedat, s-a lepădat de Hristos de 3 ori cu jurământ. Dar, ieșind afară din pretor, din curtea arhiereului, a plâns cu amar. S-a pocăit.
s-a pocăit și toată viața el s-a pocăit pentru acest păcat. După înviere Hristos l-a restaurat, cum știm, din cele trei întrebări, Simone, fiul lui Iona, îi mai zice Petru, Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu pe mine? El își pierduse numele de Petru. Dar Hristos întreabă, iubești tu pe mine? De trei ori. Da, Doamne, tu știi că te iubesc. Și apoi păstorește oile mele. Restaurează. Îi redă numele și slujirea de apostol. De asemenea, Pavel toată viața se va pocăi. Pentru această prigonire a bisericii, îl spune în epistolele lui, eu am fost prigonitor al bisericii. Dar Dumnezeu prin mila lui m-a întors. Și iată acum sunt apostol, dar se numește cel mai mic între apostoli. Și cel mai mare între păcătoși. A spus cel întâi între păcătoși sunt eu. Și pe fiecare credincios când să se împărtășească, când e să împărtășească, îl îndeamnă să se cerceteze omul pe sine. Adică să aibă o stare de pocăință și în starea de pocăință să se spovedească și să se împărtășească. Dar ei n-au fost doar oameni ai pocăinței, ci au fost și dascăle ai pocăinței. Fiecare din ei au îndemnat pe credincioși să trăiască o viață într-o pocăință. Iată ce spune Petru după pogorârea Duhului Sfânt când l-au întrebat ce să facem. L-au întrebat cei 3.000 adunați ce să facem. Și a spus pocăiți-vă și fiecare dintre voi să se boteze în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor și va primi darul Duhului Sfânt. De asemenea și Sfântul Apostol Pavel îndeamnă la pocăință de epistolele sale. Ia amândoi au mărturisit dumnezeirea Mântuitorului. Un alt lucru care îi leagă. Deja am spus despre Petru. Sfântul Apostol Pavel spune în epistola 1 către Timotei, cu adevărat mare este taina dreptei credințe sau ale evlaviei. Dumnezeu s-a arătat în trup. S-a îndreptat în Duhul, s-a văzut de îngeri, s-a propovăduit între neamuri, s-a crezut în lume și s-a înălțat pentru slavă. Și în altă parte spune la Coloseni, în Iisus Hristos locuiește, trupește, plinătatea Dumnezeii. Locuiește, trupește, plinătatea Dumnezeii. Deci amândoi sunt mărturisitori ai Dumnezeirii lui Iisus Hristos. Și temelia propovăduirilor este învierea lui Hristos. Dacă Hristos n-a înviat, atunci zadarnică este credința voastră, zadarnică și propovăduirea noastră, spune Apostolul Pavel. Din faptul învierii, Sfântul Apostol Pavel și Sfântul Apostol Petru fac temeiul învățăturilor. Ce îi mai leagă pe cei doi? Îi leagă iubirea lor nesfârșită față de Hristos și față de Biserica Lui. Ei au răspuns, iubiți credincioși, la modul de plin chemării Lui Dumnezeu. Iubirii Lui Dumnezeu neîmpărțite și nesfârșite. Așa au răspuns fiecare. Petru, prin râvna Lui, prin simplitatea Lui, dar și prin profunzimea Lui, Apostolul Pavel, prin zelul Lui extraordinar, prin erudiția sa de neegalat, prin râvna sa de a propovădui Evanghelia Mântuirii la toate neamurile. Amândoi au propovăduit în toată Asia Mică, dar în special Apostolul Pavel. Nu este întâmplător că amândoi au murit la dublul anilor Mântuitorului. 67, anul 67 înseamnă dublul vieții Mântuitorului. Mântuitorul a trăit 33 de ani și jumătate, nu? Dacă facem un calcul dublu, exact 67. Atunci au sfârșit amândoi. Amândoi, într-un fel, sunt primii și ultimii. Iar un paradox. De ce spun eu asta? Păi Petru este primul trecut în lista apostolilor Noului Testament. Deși e chemat Andrei. Cel mai iubit din Ioan. Fiecare e chemat în felul lui și preferat în felul lui. De asemenea, Petru, Apostolul Pavel, e ultimul chemat. Dar notați, totuși el este numit Apostolul Neamurilor, cel mai mare dintre apostoli, într-un fel. Deci, într-un fel, e primul Pavel. Dar, într-un fel, e al 13-lea.
Petru, într-un fel, e primul pe listă, dar cum spune Mântuitorul după Înviere? Spuneți ucenicilor și lui Petru, de la urmă, că s-a lepădat de Hristos. Dar îl cheamă și pe el, nu uită, și îl recuperează. Deci un paradox. Amândoi sunt primii și amândoi sunt ultimii. Sfântul Apostol Pavel spune, eu sunt cel mai mic între apostoli. Și ar fi de trebuință să mă laud și dacă ar fi să mă laud, m-aș lăuda mai ales în slăbiciunile mele ca să locuiască în mine puterea lui Hristos. Mă voi lăuda mai ales în neputințele mele, în slăbiciunile mele. Că într-o neputință lucrează puterea lui Dumnezeu. Când crezi că ești tare în lumea aceasta, în fapt ești foarte slab. Când îți dai seama de slăbiciunile tale, atunci începe prin smerenie să lucreze puterea lui Hristos. De aceea spune Sfântul Apostol Pavel, mă voi lăuda mai ales în slăbiciunile mele. Deci vedem și aici o mare taină. Fiecare apostol, vedeți, și primul și ultimul. Apoi, între ei doi a fost o controversă formidabilă, prea puțin știu despre asta. Petru și Pavel s-au contrat, au avut o dispută extrem de tăioasă. La un moment dat, știți, după sinodul apostolic, s-a luat hotărârea ca cei veniți dintre păgâni la creștini să nu mai treacă prin botezul tăierii împrejur evreiesc și prin toate ale evreilor. Ei bine, au fost de acord și Petru, cu întregul colegiu apostolic, când s-a luat această hotărâre. Dar atunci când s-a dus la un moment dat într-o comunitate creștină, cred la Corint, acolo s-a întâmplat un lucru. Pavel i-a chemat pe păgâni la creștini fără botez, Petru cerea botezul de frica evreilor de acolo. Petru a avut o slăbiciune aici. Țineți minte, după pogorârea Duhului Sfânt. Și atunci Pavel l-a contrat foarte aspru și a spus că asta e fățărnicie, ceea ce faci cu Petru. Și s-a împăcat apoi. De aceea, vezi, biserica îi adună pe cei diferiți și pe cei care au avut controverse la unitate. De aceea îi pomenim împreună. Și în icoane chiar sunt așa îmbrățișați și obraz lângă obraz. Adică s-au împăcat, desigur, în Duhul Sfânt, după ce au trecut prin multe încercări. Toată viața lor a fost o viață de încercări. Apostolul e plin astăzi de descriere acestor încercări. Apostolul Pavel spune că am fost în primejdie pe mare, în primejdie pe uscat, în primejdie atâhari, de la frații mincinoși. Am fost în pericol să mor, de trei ori s-a rupt corabia cu mine. Apoi a fost în pericol să fie mușcat de o viperă. A fost în pericol să fie și a fost și arestat. A fost închis în temniță. De aceea astăzi ne rugăm în special pentru cei care sunt în închisoare. Am pomenit și noi la rugăciune pe cei care sunt în închisoare condamnați pe nedrept sau cei care se pocăiesc în închisoare. Da? Ne rugăm pentru că Sfinții Apostoli au fost și ei în închisoare. De aceea au îndrăzneală la Dumnezeu. Sfântul Apostol Petru este cel care a avut slăbiciuni, vedeți, până către sfârșitul vieții sale, dar s-a recuperat permanent. Ne învață foarte mult cei doi apostoli. Să ne refacem legătura cu Dumnezeu și cu semenii îndată după ce păcătuim. Sunt multe de spus despre cei doi, dar iubirea lor față de Hristos și față de biserică a fost totală. Se spune la un moment dat, într-un an trecut, epistole Sfântului Apostol Pavel și vă îndemn să le citiți. 14 la număr. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Și apoi enumeră. Nici înălțimea, nici adâncimea, nici moartea, nici viața. Nimeni nu ne va putea pe noi despărți de dragostea lui Hristos Iisus. Așa legătura avea El cu Dumnezeu. Iisus Hristos. Și la fel Sfântul Apostol Petru spune pe El, fără să fi văzut, noi iubim. Și în El, deși pe acoanoiudere, noi credem. Ne bucurăm cu bucurie negrăită și preamărită, primind răsplata credinței noastre cu iubirea sufletelor. Deci cei doi au avut o râvnă deosebită față de învățătura Mântuitorului la început, Petru, apoi Pavel și o iubire jertfelnică până la moarte sfârșită la Roma, cum spuneam.
29 iunie anul 67, nebunul Nero i-a ucis pe unul cu sabia, Pavel, pe celălalt prin răstirea pe cruce cu capul în jos. În final, iubiți credincioși, rețineți trei lucruri, în afară de cele trei pe care le-am nominalizat deja, și anume, ce au ei în comun, mărturisirea Dumnezeirii lui Hristos, faptul că s-au pocăit și au învățat pe oameni, i-au denat la pocăință, și faptul acesta, râvna aceasta a iubirii lui Hristos, până la jertfa supremă. Dar trei lucruri de reținut în final. Amândoi au înfruntat ostilitatea politică a timpului, religioasă și filozofică. Amândoi. Ostilitatea politică, împăratul era păcân și orgolios. S-a intitulat la un moment dat rege. Au preferat pe împăratul cel adevărat, pe împăratul Hristos, împăratului care nu-și vedea măsura slujirii. De asemenea, au înfruntat filozofia orgolioasă și autosuficientă greco-romană, preferând învățătura Evangheliei lui Hristos. Au înfruntat, de asemenea, religia păgână a timpului, politeismul greco-roman, crezând într-un singur Dumnezeu și mărturisind că Iisus Hristos este Dumnezeu. Adevărat din Dumnezeu adevărat. Iisus Hristos, cel răstignit și înviat, este Dumnezeul unic, cel adevărat. Toate celelalte zeități sunt manifestări demonice. Au înfruntat această lume greu de înfruntat în orice perioadă a istoriei. Uitați-vă astăzi cât e greu, de greu să înfrunți o politică care este agresivă prin toleranță. Perfidă. Foarte greu să o contracarezi. O politică care se insinuează, care în numele dreptății, drepturilor omului, numele democrației, numele libertăților de toate soiurile, este de fapt dictatorial, este totalitar. Ce greu este să înfrunți astăzi filozofii care sunt mai mult ideologii, cum este ideologia politică corectă, politicii corecte. De asemenea, e foarte greu astăzi ca oamenii să se pocăiască. Foarte greu se pocăiesc oamenii. Chiar dacă se spovedesc, nu se pocăiesc, de aceea n-au iertare. Și nu simt iertarea, nu simt eliberarea. Ce înseamnă să fii liber? Înseamnă să fii liber de patimi. Să nu fii constrâns de dependențe. Să fii dependent de alcool. Să fii dependent de orice. Asta înseamnă că nu ești liber. Cât e de greu pentru oamenii de astăzi să se leagă pocăința de cer, de exemplu. Un fapt concret. Și foarte dureros. Mai de mult exista și acum există, din păcate, avortul, crima aceasta dublă, care s-a făcut și se face, dar parcă altădată oamenii când o făceau, aveau o pocăință. Femeia știa că a comis o crimă, cerea canon, își plângea păcatul toată viața, ajuta alte femei să nască, se punea nașă. Astăzi, conștiința păcătoșeniei avortului s-a diminuat. Se justifică foarte ușor astăzi. Femeia e stăpână pe trupul ei, poate să facă ce vrea cu el. Un argument. Altul. Ea anticoncepționale și își pune sterilet prin aceasta crezând că nu concepe. Și face avorturi fără să știe că le face și nu se pocăiește pentru ele. Iar dacă merge la spital și vede că multe fac, avort justifică acest oribil păcat tocmai prin faptul că îl fac mulți. Deci este mult mai greu astăzi ca omul să conștientizeze păcatul, să pocăiască pentru a primi iertarea. Și astfel, mântuirea. Deci astăzi noi, din viața și din învățătura celor doi apostoli, să învățăm că la temelia bisericii
stă mărturisirea că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Că mântuirea nu se poate realiza decât într-o pocăință. Și învățându-și pe alții să se pocăiască. Că cea mai mare virtute, cea mai mare chemare a omului este să răspundă iubirii nesfârșite și neîmpărțite a lui Dumnezeu prin iubirea lui față de Dumnezeu și prin iubirea față de semeni. Să învățăm și cu aceasta închei. Că Sfântul Apostol Pavel spune că sodomia și gomoria, adică homosexualitatea care astăzi e agresivă, impunându-se prin lege chiar, este condamnată. Există un text, nu-i momentul acum, poate la o întâlnire duhovnicească să-l citim și să-l comentăm, al Sfântului Apostol Pavel, în care îi se spune că bărbații au lăsat cele ale fiilor și s-au împreunat cu bărbați, femeile așa își dărea. I-a dat de rușine, a lăsat Dumnezeu să trăiască mai rău decât dobitocul, decât animalele care cresc firesc. Și mă uit când apar argumente pentru a condamna homosexualitatea, a condamna și a urâ păcatul acesta strigător la cer, nu pe oamenii care îl săpășesc, subliniem păcatul lor, că vin cu argumente puierile mulți, cu argumente subțiri. Argumentul cel mai puternic e Sfânta Scriptură. Dacă crezi în Dumnezeu, crezi în cuvântul Lui, în ce a descoperit El. Și acolo se vede acest lucru. Și în Vechiul Testament, când aceste păcate au fost urăciune înaintea lui Dumnezeu și au fost rase de pe fața pământului, pornându-se Marea Moartă, acolo au existat aceste păcate. Cele două cetăți despre care am vorbit. Iar Sfântul Apostol Pavel spune foarte clar despre aceste lucruri. Vedeți cât de greu e astăzi să ne pocăim. Să ne ajute Bunul Dumnezeu pentru rugăciunile Sfinților Apostol Petru și Pavel să înțelegem ce înseamnă pocăința, să o trăim cât de intens putem, cealaltă vreme a vieții noastre, cum ne dă la liturghie, într-o pocăință să o săvârșim, pentru a putea să intrăm în comuniune cu Sfinții Apostol Petru și Pavel aici, pentru a le cere ajutor, pentru că ei au mare îndrăzneală la Dumnezeu. Și apoi, sigur că da, la sfârșitul vieții noastre, să ne întâmpine Dumnezeu prin Sfinții Săi, la care am avut evlavie, spre slava Lui și a noastră mântuire. Amin. Felicităm astăzi pe cei care poartă numele Petru, în special Pavel, sunt mai puțin, poate Paul. Paul este echivalentul lui Pavel, în Occident. Și le dorim multă sănătate și ajutor de la Dumnezeu. La mulți ani! Și